Roșii, castraveți, ardei sunt doar câteva dintre răsadurile pe care le găsim pe tarabele din piața centrală. Toate soiurile se vând cu 80 de bani și un leu. Producătorii autohtoni și-au adus recoltele primăvăratice la piață în speranța că își vor scoate cheltuielile. Tanti Florina vine în fiecare an din Crețești, județul Ilfov, pentru a-și vinde răsadurile pe care le plantează cu multă trudă. Astea se seamănă în perioada de ianuarie și după aia se presădesc. Deci fiecare fir se ia și se pune în alveolă. Uitați cum sunt. Și se produce răsadul. Juvenii știu cum să le însămânțe? Unii știu, alții nu știu. Deci depinde de omul, cum e crescut la țară sau la oraș. Chiar dacă nu are un spațiu foarte mare pe care să îl folosească drept grădină, domnul Gheorghe din Giurgiu se mândrește cu castraveții pe care îi cultivă în fiecare an. Primăvară, acolo am și eu în fața casei, acolo un loc să-l țiu degeaba. Pui și eu acolo câteva cuiburi de castraveți, să mănânc și eu un castravete proaspăt de acasă. Și cum procedați? Cum le însămânți? Cum? Le pui în pământ, le presădesc în pământ și le ud. Dau apă, le leg, îl mai... Se ridică ei sus, îi leg. În imediata apropiere, domnul Petcu a venit de la Ruse cu o gamă largă de semințe. Și trândafiri și semințe, din tot cumpărat. La prețuri cum sunt? Trândafiri sunt, da? Trândafiri sunt la 15, semințe avem și la 9 lei, și la 8 lei, și la 3 lei, prețuri diferite. Pachetul cu semințe de castraveți, morcovi sau dovlecei se vinde cu 3 lei, cel cu semințe de roșii cu 9 lei, iar semințele de pepene roșu costă 8 lei. Unii cumpărători spun că prețurile sunt cam ridicate, dar că nu au de unde să ia mai ieftin. Vreau să iau niște roșii. Luați în fiecare an? Păi iau pe fiecare an. Și de pepene, aș spune și eu acolo, să mănânc și eu un pic de pepene. Cât e astea de pepene? 8 lei? E mult sau? Păi e mult, că e câteva semințe. Îmi iau eu de la mine semințe, dar nu prea e bune, că nu e tratat. Sezonul plantărilor este abia la început, așa că legumicultorii așteaptă clienții, sperând să-și scoată investiția cât mai curând.